Eugen Jebeleanu, Ian Verbur, Conrad Mericofer, Camelia Pintilie. și nu în ultimul rând, Emilia Dobrin. Ce se întâmplă la un teatru? La un teatru e spectacolul Retox, text scris de mine și un spectacol care ea are în distribuție pe actorii care tocmai s-au prezentat, plus Pompiliu Sonofrei, pentru prima dată în teatru, colegul nostru de la Radio România Actualități. Despre ce este vorba în acest spectacol? Despre mai multe arhetipuri ale societății în care trăim, mai mult sau mai puțin închistate în prejudecăți de valori, de judecăți, etc. Așadar, ce o să vedem pe scenă? Niște voci ale unor oameni care trăiesc pe lângă noi. Ce fac acești oameni pe scenă? Retox. Ce înseamnă retox? E reversul de la detoxifiere. Deci este cam ce, ce, petrecem noi acum. Ce petrecem noi acum? Încercăm să ne detoxifiem de atâta toxifiere. Cred că va fi un spectacol foarte frumos și foarte estetic și foarte puternic. Chiar textul e o viziune despre România, care poate să fie foarte radicală, dar cred că e foarte interesant și e despre o zină care poate să fie un pic prea dură, dar e nevoie de așa ceva, cred că. Și în momentul ăsta care e foarte efervescent în București și sunt foarte sur prinzi, eu că străin se vin și am văzut multa protest și se întâmplă mult chestii acum și creația asta în timpul asta e foarte potrivit în București. Eugen Jebeleanu, ce aduceți de data aceasta la București la un teatru? De data asta la un teatru e vorba de un spectacol instalație, performance, e vorba de un spectacol radical, de un text radical, e vorba de o perioadă de lucru de mai mulți ani de zile și de căutare pentru a ajunge în punctul ăsta. Cred că e un proiect care unește în același timp cu care am lucrat cel mai mult și am adus împreună într-o zonă unitară și vorbim despre niște lucruri care ne vorbesc nouă. De această exorcizare a ego-ului, de aceea spunea Camenia de Voci pe scenă, e vorba de un singur personaj, e vorba de povestea unui personaj numit general eu, e vorba de povestea lui eu cu mine însumi, de cum mă raportez la societate, la fricile mele, la angoasele mele, la raportul cu România și cu țara în care trăiesc. E acest strigăt după ajutor, e vorba de a ieși din zidul, e ainda é não entrou mel. Prea mă elibera și prea mă vindeca. De-aia retox, de a reintoxicare, de-aia trebuie să mă reintoxic și să scormonesc în toate gândurile mele negative și în tot ce am acumulat în tot timpul ăsta pentru a ajunge să scot la lumină ceva care să mă facă să fiu mai liber. A apărut și Pompiliu Sanofrei pentru prima dată pe o scenă de teatru. E un melanj de voce exterioară și voce interioară, de comenzi care vin din exterior și lucruri pe care le simți venind din interior, care colaborate cu punerea la zi. Zid a personajelor și actorilor în același timp, completează tabloul acela al exorcizării necesare despre care vrea să vorbească Eugen Jebeleanu în această producție. Eu pun și eu umărul. A, așa, dar Pompiliu Sanofrei rămâne o voce? Câte vreme spectatorul nu întoarce capul pentru ca să tragă cu coada ochiului la de unde vine vocea, da, Pompiliu Sonofrei ar trebui să rămână o voce.